Pentru Zodia Taur, putem spune că, în plan personal, în această perioadă 1-5 iunie 2022, arătați, în primul rând, atașamentul față de lucruri și față de persoane. Relațiile țin seama de asigurarea condițiilor materiale, de emoții care vă dau siguranță, relații profunde, de durată, loiale, de încredere. Apare riscul de exagerare a posesivității și chiar riscul de a se manifesta poate unor gelozie, mai ales dacă nu se înțeleg nevoile sociale ale celuilalt. Există riscuri poate și de a se manifesta o atitudine un pic irațională în acest sens. Uranus se află în Taur și aduce o susținere pentru a căuta, pentru a vă simți bine, luând în calcul siguranța materială și resursele. Căutarea libertății este un scop pentru cei din Zodia Taur, eliberarea de atașamente, materiale și descoperirea chiar a unor lucruri care țin de sfera spirituală.